Medicamente, pături, cazare și chiar sânge. Ajutorul bisericii noastre pentru persoanele care suferă din cauza războiului din țara vecină s-a menținut în ultima perioadă la un nivel foarte ridicat. Camioane cu sprijin umanitar au plecat din țară spre Ucraina și Republica Moldova. Credincioșii români au venit în sprijinul semenilor și au donat atât în mod fizic cât și online. Se spune că prima victimă într-un război este adevărul. În acest context vă prezentăm ajutorul concret oferit de Biserica Ortodoxă Română în perioada 25-31 martie, conform comunicatului trimis astăzi de biroul de presă al Patriarhiei Române. Pe fondul gravei crize umanitare provocate de războiul din Ucraina, Biserica Ortodoxă Română a continuat acțiunile sale social-filantropice. În această perioadă, pe platforma online ajută cu bucurie.ro a Patriarhiei Române, în colaborare cu Federația Filantropia, au fost donate sumele de 3.338 de lei și 25.150 de euro. La nivelul Patriarhiei Române, în perioada 25-31 martie 2022, S-au adăugat ca participante la acțiuni caritabile 1679 de persoane din rândul preoților și al voluntarilor. Sprijinul umanitar acordat în aceste ultime zile a însumat 1.291.811 lei, acesta constând în bani și produse, hrană caldă, alimente, hrană pentru bebeluși, produse igienico-sanitare, medicamente, pături, articole de îmbrăcăminte, jucării, etc. La acest sprijin se adaugă servicii sociale în derulare, de traducere 1994 de beneficiari, de consiliere și orientare 1741 de beneficiari, medicale 80 de beneficiari și educaționale 247 de beneficiari, precum și sprijin logistic constând în spații de adăpost, cort, containere și transport. În ceea ce privește cazarea refugiaților, locurile pentru aceștia se ridică actualmente la 12.037 dintre care 8695 cu servicii de masă incluse. În legătură cu organizarea de transporturi umanitare au fost realizate încă 16 transporturi în România, 23 de transporturi în Ucraina și 4 transporturi în Republica Moldova. Valoarea acestor noi transporturi se ridică la suma de 2.156.653 de lei. Campania Patriarhiei Române Donează sânge pentru Ucraina a continuat și în ultima săptămână la ea participând 156 de noi persoane donatoare. În perioada 25-31 martie 2022, ajutorul umanitar oferit de Eparhiile Bisericii Ortodoxe Române și Federația Filantropia se ridică la suma de 3.448.464 de lei. Astfel, ajutorul total oferit de Biserica Ortodoxă Română de la declanșarea războiului din Ucraina până în acest moment este de 29.672.677 de lei.